Mănăstirea Gura Motrului și-a sărbat astăzi hramul. Zeci de credincioși au asistat la slujba oficiată de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. După Sfânta Liturghie a urmat aghiasma mică pentru credincioșii care au dorit să o folosească în gospodărie. În zi de mare sărbătoare, de izvorul tămăduirii a fost sărbătorit hramul mănăstirii Gura Motrului. Bună Dumnezeu și Maica Domnului ne-a ajutat să fim astăzi în această sfântă zi, la Sfânta Mănăstire Gura Motrului, unde venim cu drag de ceva timp, am descoperit acest loc minunat. Slujbele sunt deosebite și mai presus astăzi ne-am bucurat și de prezența preasfinției sale Nicodim în mijlocul nostru. Ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului, am gustat din apa cea sfântă și tămăduitoare. Astăzi am trăit un moment de aleasă bucurie duhovnicească, având în mijlocul nostru la Sfânta Mănăstire Gura Motrului din Protoieria Strehaia, pe preasfințitul părintele nostru Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Bucuria a fost deplină, deoarece în cadrul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Nicodim a hirotonit într-un ieromonah pe părintele Cleopa, viețuitor al acestei mănăstiri, și apoi împreună am participat și la slujba de sfințire a apei, apă ce este tămăduitoare a neputințelor trupești și sufletești pentru toți credincioșii. După încheierea Sfintei Liturghii, soborul de preoți a oficiat aghiasma mică, iar toți credincioșii au luat apă sfințită să o folosească în gospodărie. Și sfințește și apa aceasta, și acum trimite harul preasfântului și de viață văcătorului tău, care sfințește toate. Este de apreciat această evlavie a bunilor creștini față de sărbătoarea din săptămâna luminată, izvorul tămăduirii. Aici, la Gura Motrului, nu este hram, însă în aceste zile de primăvară este un loc prielnic pentru rugăciune, pentru sporul duhovnicesc. Prezent la această slujbă a fost și Ion Crețan, cel care a fost declarat la finele anului trecut tezaur uman viu al patrimoniului UNESCO. Acesta a interpretat câteva cântări bisericești. Nici mari preoți, nici Pilot, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și tu, și eu și tu. Mănăstirea Gura Motrului a fost întemeiată de Sfântul Nicodim în secolul al XIV-lea. Mai târziu, în 1519, după unele documente, logofătul Harvat a ridicat aici o biserică mai mare și a înzestrat mănăstirea cu numeroase moșii.